Bună ziua, numele și bine ați venit la un nou webinar organizat de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în domeniul educației și formării profesionale. Numele meu este Mariana Nițelea și lucrez în cadrul Departamentului de Comunicare, dar gazda dumneavoastră astăzi va fi colega mea, Andreea Tudorache, Departamentul Parteneriate Strategice. Scopul webinarului de astăzi constă în prezentarea noutăților apărute în cadrul parteneriatelor strategice din domeniul formării profesionale, dar și să răspundem în întrebărilor formulate în scris până la această dată, dar și întrebărilor pe care le puteți avea pe parcursul desfășurării acestui webinar. La un moment dat, colega mea va lua o pauză de circa 10 minute pentru a colecta aceste întrebări suplimentare. Dacă întrebările se vor repeta, veți găsi cu siguranță răspunsul la ele pe parcursul prezentării făcute de colega mea. Acest webinar va fi înregistrat și va fi postat pe website-ul agenției, la fel ca și webinarele anterioare, respectiv îl veți găsi la www.erasmusplus.ro, la secțiunea webinare, imediat după terminarea lui. O invit pe colega mea, Andreea, să înceapă prezentarea. Și vă urez mult succes la viitoarele termene de depunere a candidaturilor din 2017. Mulțumesc foarte mult de prezentare și o să încerc să parcurg pașii care stau la baza unei candidaturi de succes. Pornim de la idei de proiecte la aplicații de succes. Structura webinarului constă în lucruri care determină succesul unui proiect și anume care sunt acestea. Ce criterii de eligibilitate avem, priorități specifice domeniului VET, criterii de evaluare, tipuri de proiecte, de la o idee de proiect la o candidatură de succes, vom parcurge și câțiva pași din formularul de candidatură, iar în încheiere vom răspunde la întrebările pe care dumneavoastră o să le adresați. Ce lucruri determină succesul unui proiect? În primul rând, trebuie să citim ghidul programului și să respectăm cerințele și criteriile prezentate acolo. Exprimarea trebuie să fie clară, bine structurată, concisă, să respectăm cerințele din formularul de candidatură. De asemenea, este recomandabil să investim în construirea unui parteneriat solid și durabil și să ne gândim la eficiența costurilor. Criterii de eligibilitate. În primul rând, trebuie să vedem că formularul de candidatură pe care îl completăm să fie adecvat rundei de selecție corespunzătoare, și anume rundei de selecție 2017. Să fie formularul de candidatură pentru parteneriate strategice în domeniul formării profesionale. Termenul limită față de anii anteriori, anul acesta este 29 martie 2017, ora 13, ora României. Declarația de onoare trebuie semnată și ștampilată de reprezentantul legal al instituției aplicante și încărcată în formularul de candidatură. Ulterior, când vom parcurge formularul de candidatură, o să vă arăt de unde puteți printa această declarație de onoare și unde trebuie aceasta încărcată. Formularul de candidatură să fie completat în una din limbile oficiale ale Uniunii Europene. Instituțiile participante să fie eligibile. Un număr minim de 3 instituții din 3 țări diferite participante la program. Formularul de candidatură să fie transmis la Agenția Națională din țara în care este stabilită instituția aplicantă. Nu contează cât de bine a fost conceput proiectul, dacă nu se respectă aceste minime criterii de eligibilitate. Priorități specifice domeniului VET. Promovarea învățării la locul de muncă în toate formele sale, dezvoltarea mecanismelor de asigurare a calității în VET, în domeniul formării profesionale, în conformitate cu recomandarea ECAVET,
Consolidarea competențelor cheie conform standardelor de pregătire profesională, ocupațională, îmbunătățirea accesului la formare și calificări pentru toți prin intermediul formării profesionale inițiale și continue într-o perspectivă a învățării pe tot parcursul vieții. Parteneriatele strategice sunt de două tipuri, și anume parteneriate strategice pentru susținerea inovării cu produse intelectuale. Acestea, de fapt, dezvoltă rezultate inovatoare și activități intensive de diseminare și exploatare a produselor existente, precum și a celor noi, realizate în cadrul proiectului sau a ideilor inovatoare. Al doilea tip de parteneriate strategice sunt cele pentru susținerea schimbului de bune practici fără produse intelectuale. Permit organizațiilor să dezvolte și să consolideze relațiile dintre ele, să își dezvolte capacitatea de a funcționa la nivel transnațional, să împărtășească și să confrunte idei, practici și metode. Sunt deschise către toate domeniile de educație, formare și tineret, cu excepția învățământului superior. În continuare vom aborda criterii de evaluare. După cum știți și dumneavoastră, fiecare criteriu are un punctaj, și anume relevanța proiectului, unde punctajul maxim este de 30 de puncte. Relevanța candidaturii pentru obiectivele și prioritățile acțiunii, dar cel mai bine, înainte să începeți să scrieți formularul de candidatură, să consultați ghidul programului, în special paginile 122 și 125, unde sunt prezentate țintele și prioritățile unui proiect de parteneriat strategic. Măsura în care propunerea dumneavoastră demonstrează următoarele: o analiză de nevoi reală și adecvată, obiectivele sunt clar definite, sunt realiste, se adresează unor probleme relevante pentru organizațiile participante și grupurile țintă vizate. Propunerea este adecvată pentru a realiza sinergii între diferitele domenii de educație, formare profesională și tineret. Propunerea este inovatoare și sau complementară altor inițiative și proiecte deja realizate de către organizațiile participante. Propunerea aduce o valoare europeană adăugată prin rezultate care nu ar fi putut fi realizate prin activități desfășurate într-o singură țară. Al doilea criteriu de evaluare, calitatea elaborării și implementării proiectului, 20 de puncte. Și aici detaliem calitatea activităților propuse, fezabilitatea și caracterul inovator al metodologiei propuse, raportul cost-beneficiu și alocarea resurselor potrivite pentru fiecare activitate în parte, calitatea designului proiectului în termen de corelație între obiectivele proiectului, metodologia, activitățile și bugetul care a fost propus. Claritatea, caracterul complet și calitatea programului de lucru, inclusiv toate fazele corespunzătoare, pentru pregătire, pentru implementare, monitorizare, evaluare și nu în ultimul rând diseminare, existența și relevanța măsurilor de control al calității pentru a se asigura că punerea în implementare a proiectului este de înaltă calitate, finalizată la timp și cu încadrare în buget. Calitatea măsurilor practice, identificarea, selectarea și pregătirea participanților la activitățile de predare, formare, învățare. Atenție că pentru anul 2017 activitățile de învățare, predare și formare au un minim de 3 zile de activitate, comparativ cu anii precedenți, unde au fost un minim de 5 zile de activitate. Acum, anul acesta, sunt 3. Pentru recunoașterea rezultatelor învățării participanților se vor utiliza instrumente relevante pentru transparență și recunoaștere. Următorul criteriu de evaluare, calitatea echipei.
echipei de proiect și a măsurilor de cooperare, 20 de puncte. Cumva ar trebui să găsiți dumneavoastră ca și beneficiar o combinație adecvată de organizații participante, complementare, cu profile, experiență și expertiza necesare pentru realizarea cu succes a proiectului în toate aspectele sale. Distribuția responsabilităților și a sarcinilor. Mecanisme eficace pentru coordonarea și comunicarea între organizațiile participante, precum și între acestea și alte părți interesate. Participarea organizațiilor prin diferite domenii de educație, formare profesională, tinere și alte sectoare socioeconomice. Implicarea organizațiilor noi care nu au mai participat la această acțiune. Implicarea unei organizații participante dintr-o țară parteneră doar cu condiția ca aceasta să aducă o valoare adăugată esențială proiectului. Asta înseamnă că în cazul în care în cadrul parteneriatului doriți să aduceți o țară parteneră în formularul de candidatură, dumneavoastră trebuie să demonstrați în scris, evident, valoarea adăugată pe care o aduce această țară și nu se poate regăsi în alte țări participante la program. Un alt criteriu de evaluare este impact și diseminare, unde punctajul este de 30 de puncte. Impactul potențial al proiectului asupra participanților și organizațiilor participante, timpul și după finalizarea proiectului. Impactul potențial al proiectului în afara organizațiilor și persoanelor care participă direct la proiect, la nivel local, regional, național și, de ce nu, european. Calitatea planului de diseminare și identificarea resurselor adecvate în fiecare dintre organizațiile participante pentru a asigura o diseminare de înaltă calitate. Calitatea măsurilor pentru evaluarea rezultatelor proiectului, calitatea planurilor pentru asigurarea sustenabilității proiectului, capacitatea acestuia de a avea un impact și de a produce rezultate după terminarea grantului UE. Propunerea descrie modul de punere la dispoziție gratuit și promovare prin intermediul licențelor deschise a tuturor materialelor și documentelor produse. O candidatură pentru a fi de succes trebuie să țină cont de următoarele lucruri: de priorități și nevoi instituționale, regionale, naționale și europene, cât și de elementele de analiză folosite în procesul de selecție a candidaturilor. Să presupună instituții, organizații, parteneri relevanți pentru implementarea proiectului. Adică parteneriatul, când îl construiți, îl construiți pe baza identificării unei nevoi existente la dumneavoastră în instituție. Iar în parteneriat vor intra acele organizații, acele instituții care au identificat o nevoie comună cu a dumneavoastră sau pot aduce o valoare adăugată, dezvolta un instrument împreună de a satisface nevoia identificată. Candidatura de succes trebuie să prezinte inovație, să prezinte soluții inovatoare de rezolvare a nevoilor. Implementare, să aibă un plan clar de implementare. Încă de la începutul formularului de candidatură, dumneavoastră ca și beneficiar trebuie să vă conturați un plan de implementare detaliat. Detaliat la ce sens? Că acesta să conțină obiective, să conțină activități, responsabili, resurse, să conțină termene.
Și instrumente de monitorizare, instrumente de evaluare și autoevaluare, instrumente de diseminare, și să producă impact. Rezultatele relevante ale proiectului valabile pe termen lung. În primul rând, ca această candidatură să fie de succes, trebuie să fie coerentă, simplă, concretă, clară în exprimare, explicită, riguroasă, concentrată și completă. Cum puteți începe? Prima întrebare ce o puteți adresa, dacă cunoaștem câte ceva despre acest program, despre programul Erasmus+, cui se adresează, cum funcționează, ce activități sprijină, cine ne poate ajuta să înțelegem mai bine contextul. Dacă răspundem la aceste întrebări, cu siguranță ideea de proiect vine de la sine. Aveți o idee concretă de proiect de cooperare internațională? Trebuie să verificați dacă se încadrează în obiectivele, prioritățile, cerințele și în modalitățile de intervenție ale programului și se adresează în primul rând nevoilor instituției dumneavoastră. Ideea este susținută de instituția din care faceți parte. Este totuși obligatoriu să aveți o susținere din partea factorilor de decizie relevanți, să fiți sprijiniți pentru pregătirea propunerii, dar și pentru punerea în aplicare a proiectului. Cumva să căutați sprijin din partea instituției, pentru că aceste proiecte sunt adresate instituției și nu persoanelor fizice. Cum construim un parteneriat puternic? În primul rând, se pornește de la planul local, din instituția de unde dumneavoastră aparțineți, colegi, servicii, departamente, dar și printre alte entități, alte instituții, organizații, furnizori de educație, instituții VET, angajatori, autorități locale, regionale sau naționale. Căutarea partenerilor internaționali. Cel mai bine puteți să căutați poate aveți colegii din alte instituții care au derulat proiecte și ar putea să recomande, organizații cu care dumneavoastră sau colegii dumneavoastră au mai lucrat, sau de ce nu să experimentați un seminar de contact. Câteva chestiuni despre formular. Câteva lucruri și anume la ce se referă anumite secțiuni din formular. O să intrăm și pe formularul de candidatură, unde detaliat vă voi arăta cam cum se completează acesta. La partea de descriere a proiectului, cam ce ar trebui să cuprindă? Nevoile și problemele cărora se adresează proiectul trebuie să fie redactate concret, clar, dar în primul rând argumentate, adică nevoia pe care dumneavoastră o identificați în cadrul instituției trebuie susținută și argumentată cu statistici, de cele mai multe ori cu statistici. Obiectivele proiectului trebuie precizate clar și trebuie să fie smart. Deci atenție când vă propuneți obiectivele proiectului, modul de formulare al acestuia. Trebuie să ținem cont de ce înseamnă un obiectiv smart. Trebuie prezentat clar care sunt elementele de inovație ale proiectului, dacă este complementar cu alte proiecte sau dacă este complementar cu alte proiecte. Pentru ca un proiect să fie aprobat, el trebuie să conțină elemente de inovație. Dar asta în cazul proiectelor care vizează inovația. Pentru fiecare partener de proiect trebuie precizat cum a fost ales, care este experiența și care sunt competențele pe care le aduce personalul fiecărui partener,
pentru ca proiectul să se deruleze în bune condiții. Competențele și expertiza menționate trebuie să fie relevante pentru obiectivele și tema proiectului. Un exemplu simplu, dacă v-ați propus să faceți un proiect în domeniul patiseriei, dau un exemplu, partenerii cam ar trebui să vină din același domeniu, adică el trebuie să fie relevant pentru obiectivul și tema proiectului. Nu poate veni un partener care are expertiză în domeniul energiei electrice. Trebuie să existe coerență între informațiile prezentate în paragraf și cele din paragraful Participating Organizations. Adică ce scrie dumneavoastră la descrierea proiectului trebuie să urmărească aceeași linie pe care o prevedeți la atunci când descrieți partenerii, organizațiile partenere. Faza de pregătire. Cam ce ar trebui să scrieți în acest paragraf? Trebuie să prezentați faza de implementare, și anume furnizarea rezultatelor, realizarea obiectivelor specifice și contribuirea în atingerea obiectivului general, contribuția, adică cum vedeți dumneavoastră faza de pregătire și cele necesare pentru a vă atinge, ce activități aveți nevoie pentru a atinge obiectivul. Administrarea eficientă a resurselor disponibile, monitorizarea și raportarea progresului. Aici trebuie să vă dezvoltați instrumente de monitorizare a progresului proiectului. Tot aici presupune organizare, instrumente și roluri. La această secțiune este recomandabil să delegați sarcini și să specificați care sunt responsabilitățile fiecărui partener. În faza introductivă se derulează următoarele tipuri de activități. Mobilizarea resurselor, activități de team building, realizarea planului detaliat de implementare, a planului operativ, a celor de monitorizare și autoevaluare și diseminare. La această fază, povestiți pas cu pas cum, ce cuprinde planul detaliat de implementare, de monitorizare și ce instrumente aveți de monitorizare sau vă propune să le utilizați, precum și ce instrumente de evaluare și autoevaluare vă propune să utilizați și ce activități de diseminare doriți să realizați în cadrul proiectului. Deși poate vi se pare că e de la sine înțeles ce conține un plan de implementare detaliat, nu este suficient pentru a obține punctaj mare și de aceea trebuie să dați detalii. Trebuie să detaliați care sunt obiectivele acestui plan, care sunt activitățile, care sunt resursele, care sunt responsabilii, care sunt termenele prevăzute. Pentru o bună gestionare a bugetului trebuie stabilite proceduri atribuite unor persoane competente în domeniu, o planificare clară și un sistem de urmărire. Informațiile din aceste rubrici se dezvoltă în rubricile următoare, triangulație și coerență. Project management. De fapt, este project management. Produse intelectuale. Produsele intelectuale, ce sunt acelea? Sunt produse de calitate, tangibile, substanțiale ca volum, transferabile la nivelul parteneriatului și în afara acestuia și au un caracter sustenabil. Exemple de produse intelectuale: curs, curriculum, materiale de învățare, predare, formare, metodologii,
cursuri online deschise, recomandări de politici, ghiduri, servicii, structură, studii, analize. Pentru fiecare produs intelectual trebuie reprezenta clar conținutul, forma, suportul de prezentare și grupul țintă căruia se adresează. Dacă produsul este un curs, trebuie precizat inclusiv numărul de pagini. Dacă produsul este o platformă de învățare, trebuie precizate funcțiile acestei platforme. Trebuie date toate acele informații care să permită înurmarea. Activitățile de învățare, Learning, Teaching and Training Activities. Trebuie descrisă clar fiecare activitate, precizând în primul rând locul unde se va desfășura, țara, localitatea, numărul total de participanți, numărul de participanți din fiecare țară parteneră, caracteristicile participanților, scopul acestei activități, rezultatele așteptate, valoarea adăugată, metode și materiale didactice folosite, respectiv testate, importanța activității pentru obținerea rezultatelor proiectului. Pentru produsele acelea intelectuale pe care dumneavoastră vi le-ați propus în anterior acestui paragraf, perioada, etapă a proiectului, formator, tutor, mentor. Adică, de ce natură sunt participanții? Pentru că în programul Erasmus+ se pune accentul pe evaluare, certificare, validare, recunoaștere și transfer al rezultatelor învățării pentru fiecare activitate de învățare, trebuie descris modul în care se vor realiza cele menționate. Multiplier events. Multiplier events sunt de fapt evenimente de multiplicare. Atenție că acestea sunt finanțabile numai pentru formulare de candidatură care au prevăzute produse intelectuale, deoarece acest multiplier event reprezintă un eveniment de multiplicare a minim unui produs intelectual rezultat ca urmare a implementării proiectului. Impact. Impact detaliat și argumentat pentru fiecare grup țintă și fiecare factor interesat, corelat cu rezultatele pe termen lung așteptate, participanții la activități, planul de implementare și cel de diseminare. Atenție, pentru că aici ar trebui să ne propunem indicatori pe care să-i descriem, indicatori de impact. În care trebuie detaliați, trebuie prezentați și aceștia trebuie să fie corelați cu cei de la rubrica indicatori, iar modul de măsurare trebuie să coincidă cu cel din rubrica referitoare la monitorizare și autoevaluare. Diseminarea rezultatelor proiectului. Trebuie realizat un plan de diseminare și exploatare a rezultatelor proiectului, un plan care să conțină pentru fiecare activitate de diseminare, respectiv exploatare, să cuprindă grup țintă, metode și instrumente folosite, loc de desfășurare, perioadă, responsabil, realizare. Sustenabilitate. Sustenabilitatea nu se referă numai la noi proiecte. Prin produsele și rezultatele la nivelul resursei umane, proiectul trebuie să dovedească faptul că este sustenabil. E bine să evitați o serie de greșeli care pot duce la eșecul unui proiect, și anume greșeli care pot determina eșecul sunt neînțelegerea cerințelor, demararea proiectului fără plan de implementare, comunicare deficitară, lipsa resurselor, abilităților și a cunoștințelor,
Eșuarea managementului și controlului, incapacitatea de a învăța din trecut. Ce aș vrea să detaliez puțin aici la neînțelegerea cerințelor. Bine ar fi când, înainte să completați formularul de candidatură, evident, după ce ați citit ghidul, după ce ați înțeles care sunt obiectivele generale ale programului, știți care sunt obiectivele proiectului, v-ați făcut un plan clar de implementare, v-ați propus instrumente de monitorizare, aveți un plan de diseminare. Să parcurgeți înainte de toate, să parcurgeți puțin formularul de candidatură cap-coadă, să vedeți cam ce întrebări conține, făcându-vă un overview. Și ulterior începeți să completați pe rând fiecare secțiune în parte. Aș vrea să intrăm puțin pe formularul de candidatură. Formular de candidatură pe care îl găsiți pe pagina proiectului la secțiunea candidatură. Și o să intru acum cu dumneavoastră la documente candidatură, dar înainte vă recomand să citiți cu atenție la secțiunea documente de candidatură de pe pagina erasmusplus.ro. Aveți un ghid de completare a formularului. La documente relevante pentru toate acțiunile, avem ghid de completare candidatură pentru proiecte de parteneria strategic. Și acest ghid, chiar aș dori să-l citiți înainte pentru că prezintă informații foarte utile în completarea formularului de candidatură. Multe dintre întrebările poate pe care le aveți, veți găsi răspunsul aici. Deci acest ghid este structurat foarte detaliat. Vă prezintă și obiectivele, cum ar trebui formulate, cui se adresează, ce descriu acestea. Vă explică de fapt cerințele formularului de candidatură. De asemenea, sunt prezentate detalii și în ce mod este proiectul inovativ sau complementar cu alte proiecte, cum ne alegem partenerii, cum ne distribuim sarcinile și responsabilitățile între parteneri, care sunt rezultatele așteptate pe parcursul și după finalizarea proiectului, participanții, cum trebuie descriși aceștia și cine sunt ei de fapt, ce presupune faza de pregătire în vederea implementării proiectului, detalii, cum ar trebui să arate un plan de implementare detaliat, adică acolo este prezentat un cap de tabel, dar pe baza poate fi o idee de la care să porniți un plan de implementare detaliat și cam ce ar trebui să conțină acesta. Un plan general de monitorizare și unul de autoevaluare. De asemenea, este dat un cap de tabel, dar cu detalii ce ar trebui să conțină acest plan general de monitorizare. Sunt prezentate detalii despre produsele intelectuale, ce sunt acestea, cum ar trebui să arate ele, cum ar trebui să fie scrise în formularul de candidatură, ce presupun evenimentele de multiplicare, ce presupun activitățile de învățare, predare și formare și de câte tipuri sunt ele, ce înseamnă impactul. Ce ar trebui să descrieți la impactul proiectului și la diseminarea și utilizarea rezultatelor acestuia, ce presupune sustenabilitatea și partea de buget.
De fapt, este o Biblie a formularului de candidatură. Cum ar trebui să arate acesta? Și să intrăm puțin pe formularul de candidatură în sine. Atenție, când descărcați formularul de candidatură de pe pagina Erasmus Plus, să scrie sus în colțul din dreapta acțiunea căruia este dedicat. Da? Deci este acțiunea ca 202 Strategic Partnerships for Vocational Education and Training. Îl parcurgem așa în mare. Oricum, pentru alte întrebări punctuale sau întâmpinați probleme în completarea formularului de candidatură, îmi puteți scrie sau să mă sunați. Îmi puteți scrie la adresa de mail andreea.tudorache@anpcdfp.ro. Detaliile despre datele mele de contact le puteți găsi pe site sau inclusiv a colegei mele, Nadia Lisac, care la fel este responsabil de proiecte parteneria strategic în domeniul VET. Deci când completăm formularul de candidatură, avem în prima secțiune la punctul B. De care tip de proiect e? Este cu schimb de bune practici sau produse intelectuale? O să selectez produse intelectuale pentru că selectând aceste produse intelectuale se deschid alte câmpuri din formularul de candidatură. Limba în care va fi completat, English, e de circulație internațională. Titlul proiectului, un acronim al proiectului, data când începe proiectul trebuie să fie cuprinsă între 1 ianuarie 2017 până la 31 decembrie 2017, data de început, și durata proiectului poate fi între 12 și 36 de luni, iar aici automat vi se va calcula project end date în funcție de perioada de derulare și data de început. Agenția Națională, adică unde depuneți aplicația, în cazul acesta va fi România, priorități, avem buton de drop-down unde selectăm prioritățile relevante, priorități pe care v-am spus că vă puteți orienta din ghidul programului, paginile 122-125. În cazul în care vreți să adăugați priorități, se apasă butonul de plus. Și aici detaliați, în următoarea secțiune detaliați motivul pentru care a selectat prioritățile, descrierea organizației aplicante, fiecare organizație trebuie să aibă cod PIC. Odată ce treceți codul PIC și când apăsați butonul de check PIC, o să apară toate datele organizației respective. Afirmația este valabilă și pentru organizațiile partenere. Background and experience. În această secțiune detaliați experiența relevantă a partenerului pentru proiectul dumneavoastră. Detalii despre organizațiile partenere. În cazul în care doriți să mai adăugați parteneri în formularul de aplicație, aveți butonul de Add Partner.
și așa se adaugă parteneri până la maxim 10. Începe partea de descriere a proiectului despre care v-am povestit în acest webinar. De aceea am zis că e bine să parcurgeți puțin formularul de candidatură, să vedeți ce întrebări sunt, pentru a nu fi puși în situația să vă repetați, să povestiți la un capitol mai mult decât trebuie, la sensul că același conținut îl găsiți și la alt capitol prin întrebarea căruia se adresează. Participanți. Detalii. În cazul în care aveți participanți cu oportunități reduse. În cazul în care există, trebuie să dați detalii. Cine sunt ei de fapt și care de ce sunt considerați participanți cu oportunități reduse? Faza de pregătire, faza de project management and implementation, așa cum v-am detaliat. Așa. Produse intelectuale. Aici, da, vă propun, deci discutăm despre proiectele cu produse intelectuale. De ce? Pentru că v-am spus că am selectat la începutul formularului de candidatură pentru a se deschide niște câmpuri în plus. Parteneriatele care prevăd doar schimburi de bune practici, nu apar secțiuni precum produse intelectuale, evenimente de multiplicare și de aceea am zis să se vadă toate secțiunile. Adică la cele cu schimburi de bune practici nu apare acest punct G.1. Produsele intelectuale. Identificate output 1, 2, 3 și așa mai departe. Fiecare trebuie să aibă un titlu, o descriere, trebuie să aibă o perioadă de realizare, cine este leading organization, adică cine este responsabil de realizarea acestui produs intelectual și ce parteneri participă în realizarea produsului intelectual. Așa. În cazul în care doriți să adăugați produse intelectuale, apăsați butonul de Add Output. Multiplier events. Dacă avem produse intelectuale, avem și multiplier events. Dacă nu avem produse intelectuale, nu avem această secțiune. Multiplier events sunt identificate ca E1. Event title, numele acestui eveniment, țara unde se realizează, descrierea evenimentului și perioada și ce intelectual output se multiplică în cadrul acestui eveniment. La fel, aveți și butonul de Add Event sau Remove Event, dar Add Event e mai important. Activitățile de învățare. Identificate cu C1, C2 și așa mai departe. Detalii despre aceste activități de învățare, numărul de participanți, durată. Durată. Atenție că aici vă povesteam mai devreme că anul acesta durata este de minim 3 zile de activitate fără transport. Când dumneavoastră numărați perioada de activitate, excludeți transportul. Organizațiile participante, atenție că o activitate de învățare fiind o activitate transnațională, trebuie să participe minim două organizații din consorțiu. Vă dau un exemplu. Participanții români merg
la această activitate de învățare în Franța, la partenerul din Franța, unde participă și persoane din partea partenerului francez. Deci, fiind transnațională, trebuie la această activitate să ia parte minim două organizații. Atenție, când concepeți bugetul, se solicită banii de transport și subzistență pentru persoanele care se deplasează. Adică, cum am dat exemplul de mai devreme, că mergeți în Franța, românii merg în Franța, se solicită bani de transport și subzistență pentru participanții români. Dacă activitatea de învățare va avea loc în România, atunci și partenerul din Franța vine cu participanții în România, bani de subzistență și transport se solicită pentru participanții din Franța. Partea de follow-up, adică impactul, diseminarea rezultatelor proiectului, sustenabilitate, management și implementation. Acum urmează partea de buget. La management și implementation este un unit, o rată unitară fixă, calculată, se calculează automat în funcție de perioada de durata proiectului. Transnational Project Meetings. Adică odată ce dumneavoastră, ne întoarcem la management și implementare, odată ce dumneavoastră completați detalii legate de perioada proiectului, numărul de parteneri, vedeți că la management și implementare vi se calculează automat. Transnational Project Meetings. La Transnational Project Meetings, când vă introduceți o activitate transnațională. În prima căsuță la Peak of Sending Organization, organizația care participă, care trimite participanții la această acțiune transnațională. Atenție, această acțiune transnațională, Transnational Project Meeting, sunt dedicate persoanelor care fac parte din echipa de implementare a proiectului. La fel, să țineți cont de banda de distanță. Banda de distanță care o găsiți pe site-ul Erasmus Plus și în funcție de aceasta se va calcula automat grantul pentru travel. Travel and subsistence. Numărul de participanți. De regulă, un partener, o organizație participă 1, 3, cam 3 maxim participanți dintr-o organizație merg la o reuniune transnațională. Când vă gândiți de exemplu, sunt 4 parteneri în consorțiu și cu tot cu aplicant, asta înseamnă că aplicantul merge la minim 3 reuniuni de proiect. Banda de distanță fiind aceeași, asta este doar un exemplu, fiind aceeași, la numărul total de participanți treceți numărul total de participanți care merg la cele 3 întâlniri de proiect. Bun. Produse intelectuale. Aici este foarte simplu că sunt acele categorii de staff, manager, researcher, teacher, trainer, technician și administrativ, care au granturile stabilite în funcție de daily rate-ul care s-a lucrat. Multiplier events. La aceste activități de multiplicare participă terțe persoane, părți interesate. Când luați în considerare numărul de participanți locali,
faceți referire la participanții care vor veni la acest eveniment în afara celor din echipa de implementare. Deci, multiplier eventurile sunt dedicate părților interesate. Iar un participant străin face referire la nu din echipa de, din consorțiu, nu de la parteneri. Participanții sunt străini, sunt cei din străinătate, dar părți interesate, nu membrii ai organizațiilor care fac parte din echipa de proiect sau din organizațiile care sunt parteneri. Activitățile de teaching learning. La travel e de aceeași manieră ca și la Transnational Project Meeting, în funcție de banda de distanță și costuri excepționale. Costuri excepționale reprezintă acele costuri necesare pentru implementarea proiectului care nu pot fi asigurate de organizațiile participante la consorțiu. Aici de regulă se fac subcontractări și se finanțează doar 75% din valoarea totală de 100%. Adică dumneavoastră când solicitați, nu știu, vă dau un exemplu, costuri de traducere pentru un ghid și solicitați suma de 1000 de euro, acești 1000 de euro de fapt reprezintă 75% din valoarea totală de 100%. Și spuneam sumarul proiectului. Și sumarul bugetului care se calculează automat și vă spuneam de declarația de onoare. Dar înainte de declarația de onoare, e bine ca după ce ați terminat formularul de candidatură de completat, să bifați acest checklist. Dacă sunt toate completate, sunt încărcate, declarația de onoare de la secțiunea M din formularul de candidatură se printează, are buton de print, semnează reprezentantul legal, datează, o scanați și o încărcați la secțiunea N anexe, unde aveți acolo buton de add. De asemenea, când odată cu formularul de candidatură, trebuie să transmiteți această declarație de onoare, mandatele, scrisorile de mandat, modelul îl găsiți tot pe site-ul AEN și timetable activity. Toate acestea le găsiți în secțiunea Parteneriate Strategice VET, unde le puteți completa, adică nu că le puteți, trebuie completate și transmise odată cu formularul de candidatură. Cu acestea fiind spuse, noi am încheiat. O să iau o pauză de 10 minute, timp în care dumneavoastră scrieți întrebările pe care, la care doriți să răspundem și continuăm. Vă mulțumesc! Revenim cu răspunsurile la întrebările dumneavoastră. La această sesiune s-a alăturat și colega mea, Nadia Lisac, care o să răspundă la întrebările adresate de dumneavoastră pe parcursul acestei sesiuni. Nadia? Bună ziua, vă doresc o primăvară frumoasă și spor la realizat proiecte de calitate. Prima întrebare, care este rata de cofinanțare la bugetul angrenat pentru un ONG, în felul în care este construit bugetul, am văzut că se calculează automat rata, paranteză, grant requested. Nu există cofinanțare. Da, bugetul se formează cu ajutorul formularului și majoritatea rubricilor se calculează automat în dependență de ce valori dați dumneavoastră. Singurul capitol unde trebuie să
să veniți cu un procent de 25%, este capitolul de costuri excepționale. Celelalte capitole sunt acoperite 100% de program. Următoarea întrebare, putem cuantifica la participanți indirecți și vârstnici care vor beneficia de servicii de îngrijire îmbunătățite în urma derulării de activități de training în domeniu și mobilitate mixtă pentru 68 de tineri, trainer și practicieni în domeniu. Să cuantificăm ce? Deci întrebarea este, putem cuantifica la participanții indirecți și vârstnici care vor beneficia de servicii de îngrijire îmbunătățite în urma derulării de activități de training în domeniu și mobilitate mixtă pentru 68 de trainer și practicieni în domeniu. Să cuantificați participanții indirecți, dar în formular există această întrebare, ar trebui să estimați un număr de participanți indirecți, dacă am înțeles bine întrebarea. Dacă nu am înțeles bine întrebarea, vă rog să o reformulați pentru că nu mi-este clar. Altă întrebare. Au masteranzi la asistență socială care sunt în același timp și voluntari ai organizației aplicante înregistrați cu contract de voluntariat. Fiind în contextul proiectelor din sectorul formare profesională și ținând cont de regulile și definițiile programului, caracteristici ale grupurilor țintă ale fiecărui sector, vă spunem așa, trebuie să discutăm despre voluntari. Dacă dumneavoastră o să descrieți în proiect că este adresat sau sunt implicați studenți, va fi depunctat proiectul. Alegeți statutul de voluntar și caracteristicile și activitățile care se presupune că le face un voluntar. Altfel, proiectele care vizează studenți se vor depune la în domeniul învățământ superior. O altă întrebare. Aș dori să știu de ce proiectele K2 parteneriate strategice în țara noastră sunt evaluate cu așa de puține puncte, când în alte agenții punctele sunt mult mai generoase. La un moment dat, după ce am fost declarați câștigători, ni s-a spus tuturor celor prezenți, nu ne plac proiectele dumneavoastră, mi se pare total nepedagogic acest fapt, școlile trebuie încurajate și poate că direcția impusă evaluatorilor este prea strictă. Munca la un proiect este grea și o evaluare defectuoasă descurajează. Poate că nu doar cei care scriu proiectele sunt nesatisfăcători. Ce ziceți? Păi zicem în felul următor. Evaluarea în toate țările se face conform unor proceduri, reguli stabilite, valabile pentru toate țările participante la program. Adică avem aceleași criterii de evaluare, aceeași fișă de evaluare. Nu se merită o astfel de discuții în sensul în care noi personal, eu și colega mea, la orice întâlnire vet, dacă e vorba despre altceva, este bine să dați un telefon și să discutați această problemă, în particular cu persoana care v-a spus acest lucru. Nu ne plac proiectele, nu cred că s-a exprimat în felul ăsta cineva vreodată. Eventual am afirmat că un număr de proiecte nu întrunesc acele condiții de calitate pe care noi le așteptăm, ne dorim să fie așa. Iar aici argumente ar fi multe, noi lucrăm zi de zi cu aceste proiecte, le cunoaștem foarte bine și suntem dezamăgiți în momentul în care
exprimările din formular, că bănuim că intențiile sunt altele și de multe ori doar la nivelul formulării nu sunt mai nefericite. Dar încurajăm, întotdeauna am încurajat școlile, întotdeauna am oferit sprijinul și în continuare vom face la fel. Orice întrebare, orice nelămurire, ne puteți suna, vă răspundem la telefon și putem discuta orice nelămurire aveți. Problema identificată pe parcursul anilor la sectorul VET este o ușoară abatere de la ceea ce se dorește a fi un proiect VET. De aceea vă rugăm să atrageți atenția în ghidul candidatului, în toate documentele oferite de noi pe site. Apelul Național la propune care sunt prioritățile, ce înseamnă un proiect VET, ce trebuie să abordați printr-un proiect, ce problemă, ce nevoie din organizația dumneavoastră poate fi încadrată la sectorul VET. Deci vă încurajăm să faceți proiecte de calitate și suntem la dispoziție să vă sprijinim dacă aveți nelămuriri. Pentru un proiect, următoarea întrebare. Pentru un proiect de parteneriat strategic pentru formare profesională, o autoritate publică locală poate fi solicitant în condițiile în care parteneriatul mai cuprinde ISJ, unități de învățământ tehnic, entități de formare profesională. Răspunsul o să fie împărțit. O autoritate publică locală poate să fie aplicant la parteneriate strategice dacă tema vizată, dacă tema aleasă de dumneavoastră vizează sau are legătură și cu inspectoratul, și cu unități de învățământ tehnic, și cu entități de formare profesională, sigur că poate fi, puteți să depuneți în felul ăsta, dar să aveți argumente că toate aceste instituții au fost necesare în acest parteneriat, în plus corelarea cu partenerii selectați pe lângă aceste patru sau câte trei instituții, patru, chiar mai multe din România. Și în următoarea întrebare, parteneriatul este în același context cu cea de dinainte, parteneriatul este dezechilibrat dacă structura de parteneriat este următoarea: România 4 parteneri, Germania 1 partener, Italia 1 partener. Care este structura optimă a unui parteneriat? Structura optimă a unui parteneriat este aceea care demonstrează prin nevoia adusă în formular și soluțiile găsite, arătând că fiecare din partenerii aleși pot contribui la soluționarea acestei probleme. Dacă dumneavoastră puteți să justificați că e nevoie de patru parteneri din România pentru problema pe care ați ales-o și doar câte unul din țările celelalte, va fi bine. Deci menționăm acest aspect de echilibru în parteneriat, pentru că situația în care sunt patru parteneri din România sau cinci și răspunsul are legătură și cu, poate fi conectat și la întrebările de mai înainte, poate ușor să se ducă către un dezechilibru, adică devine o problematică a României, a instituțiilor din România, și riscul este să nu apară în acest proiect prezența partenerilor doar așa, ca să întrunească acea condiție de minim 3. Dacă mai aveți întrebări, cam astea au fost întrebările. Mai este o întrebare și dacă... Da, răspunsurile nu au fost pe măsura așteptărilor dumneavoastră, vă așteptăm, suntem în birou, ne puteți suna. Mai este o întrebare, proiectul nostru va include, printre altele, și o mobilitate mixtă pentru 50 de profesioniști din domeniul îngrijirii vârstnicilor, din care 6 zile mobilitate fizică plus călătorie. Mobilitate fizică și călătorie,
vreți să spuneți 6 zile de activitate, probabil plus zilele de călătorie, mai exact în timpul mobilității fizice de 6 zile, participanții vor lucra și vor observa practicile din anumite centre rezidențiale, instituții specializate în îngrijirea bătrânilor, după care vor avea parte de un scurt training intensiv de 1-2 zile dedicat bunelor practici din domeniul terapiei noi, legislație europeană, exemple de succes, comunicarea cu vârstnici, etc. Am dori să știm dacă această mobilitate mixtă pentru cei 50 de profesioniști din domeniul îngrijirii vârstnicilor, din care 6 zile de mobilitate fizică plus călătorie poate fi considerată ca îndeplinind prioritatea națională menționată în ghidul apelului național în domeniul formării profesionale. Prioritatea va fi acordată dezvoltării de parteneriate cu angajatorii, parteneriate care au ca scop promovarea învățării bazate pe muncă, activitate practică în toate formele sale. Este foarte interesantă și actuală tema care vă propuneți să o dezvoltați în acest parteneriat. Aveți argumente suficiente să dezvoltați acest proiect. Activitatea de o parte întrebări, 6 zile de activitate și plus 2 zile de transport sau cum doriți dumneavoastră. Tipul de activități pe care le doriți să le realizați pe durata acestor zile, le veți descrie în formular și trebuie să aibă legătură cu totalul de informații din proiect, dacă poate fi considerat prioritate doar găsind aceste informații la rubrica de activități de învățare, formare, așa se cheamă aceste activități, nu cred că este suficient. Trebuie din start să precizați conexiunea și în descrierea proiectului și în alte puncte din proiect să arătați că este un proiect bazat pe activitate în companii. Asta e work-based learning. Doar faptul că se duc în mobilitate 50 de participanți și participă la un training și asta nu va fi, din punctul meu de vedere, nu va fi suficient. Eu tot din start trebuie descris în sensul ăsta conexiunea cu prioritatea care este anul acesta. Nu mai avem întrebări, dacă revin și vă spun că dacă doriți, puteți să ne sunați dacă doriți mai multe clarificări. Succes în realizarea proiectelor și o seară bună! Sau ne puteți scrie pe adresele de mail pe care le găsiți pe pagina web a Agenției Naționale. Și eu de asemenea vă urez o seară bună și spor și inspirație și mult succes. La revedere! La revedere!